Mă bat Care și este milicul. ideea? Ia uite ce mă bat sus din gură. Și ce credeți, că scăpare sau? Băi, filmează cu aia, ești Păi nebun. filmez. Mă duc după el cu mașina să vezi. Bă, vrei să vin după tine? Ce o minte. Gata, mă, să-i călă mașină. Hai cu ei! Zi-mă. Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Samp. Sunt aici în Poiana Brașov, alături de prietenii mei. Ne pregătim să încindem un grătar. Vreau să-mi cumpăr un bunker în episodul de astăzi și să-mi văd și eu ce e la un bunker, pentru că habar n-am. Am vorbit cu băieții pe clan mai devreme și mi-au zis să-mi iau pe la cel mai ieftin, că tot căcatul ăla e. Haideți că revin după ce ajung la bunker. Aparent mi-a căzut mașina în apă, nu este nicio problemă. Eu fiind salvamontist de meserie, o să pot să alerg până acolo. Nimic nu mă va opri în goana după acel bunker. Și dacă acel deal părea o nimica toată pentru mine, astăzi o să escaladez și acest munte foarte înalt, de o anvergură foarte mare. M-am decis să mă redescopăr în viață, așa că o să mă stabilesc aici la bunkerul acesta, să mă protejez de către virusul acesta mortal. Pentru că nu știu ce să mai fac, deja am început să am simptome, așa că o să mă duc rapid către bunker. După atâta efort fizic, m-am gândit să admir acest peisaj minunat intramontan, din interiorul Alpului Carpatic. Acesta este râul, da? Ok, cam atât cu relaxarea, mergem foarte rapid către bunker. Am ajuns și la bunker, acum o să merg rapid către el să văd cât costă acest bunker și să văd ce trebuie să facă, habar n-am. Bun, deci îl cumpăr, ok? E un caca. Cumpăr pentru un caca, l-am cumpărat. Am venit cu 4 caca la mine, am zis că na. F. Ok, și aici ce se întâmplă? M-am blocat, nu mai mă mișc. Pupa. Scrie bunker pentru a vedea interfața. Nu ești lângă centrul de comandă. Ok, mergem către centrul de comandă. Rapid, pentru că nu vrem să mai stăm niciun minut în afara bunkerului. Bun, ajungi la centrul de comandă, vom da slash bunker. Aprovizionează. Nu, stai. Îmbunătățiri. Protecție, da. Muncitor, da. Echipament, da. Mamă, câte puncte am primit la maratonia. Am completat maratonul? Ia uite, am luat 7 zile de premiu, nu vine să cred. Și un free bail. Doamne, cât de tare. Bun, acum hai să dăm slash bunker iar. Provizii stoc pula, ok. Îmbunătățiri. Am cumpărat, nu cred că mai am ce să cumpăr. Bun, începe misiunea, hai să vedem. 25 de minute. Ia cargo Bob cu provizii din Las Ventura, Serpor, Lăvâi și livrează la bunker. Păi și cu ce le-am în mâncavaș gura voastră? Doamne, uite țeapa ce mi-am luat, că n-am mașină, că am căzut în apă. După anumite manevre de resuscitare și cu foarte mare greutate, am ajuns și la vehiculul meu motorizat, cu care o să ne îndreptăm rapid, cu o viteză a luminii, către aeroportul din Las Venturas pentru a lua proviziile și a le livra la buncă. Hai că am scurtat drumul, m-am spawnat aici la sconstructor, să iau și eu repede o mașină de aici. Nu mai anunțăm că nu e nevoie, dau eu FVR după aia, că sunt șmecher și am rank 5. Hai să lăsăm Caterinca aia, cred că v-a plăcut și vouă. V-au plăcut, de fapt, primele 30 de secunde. N-au fost atât de... Adică am zis că decât să fiu așa serios, mai bine fac și eu așa o glumă. Oricum aveți așa un moment pregătit la începutul videoclipului cu chinuiala mea și al lui Volo de a face thumbnail-ul pentru astăzi. Însă trebuie să adaug și bunkerul în thumbnail. Ce greu o să fie. Ok. Ăsta face event cu 20 respect point și 20 ca ăsta, mă rog, băiatul ăsta Ratonescu. La 317 jucători, nu cred că sunt mai mult de 50 care nu sunt pe slip. Ia să mergem noi repede aici și sper să fie singura livrare pe care o fac. Că nu prea sunt încântat să mă plimb foarte mult sau să fac job sau de-astea. Am înțeles. Ia să dăm noi un FVR repede. Să luăm avionul ăsta nebun. Am dat și FVR-ul. Mergem cu cargo bobul. Nici nu știam că ăsta e cargo bob. Merge să-i iau roțile, nu. Mamă, ce încet merge. Nu merge, nu merge să-i scot roțile. M-a terminat pe viață, cea mai proastă informație. Am primit o sugestie de la un băiat să pun muzică pe fundal, așa că, după cum vedeți, în acest videoclip aveți și muzică pe fundal. Mamă, asta dacă lasă așa pe față să răstoarnă. Sunt curios dacă chiar faci profit în bunkerul ăsta sau dacă e vrăjeală. Sper să-mi scot banii, am băgat 2 caca în el. Total, cu tot cu bunkerul și cu îmbunătățirile. 2 caca, deci mă gândesc că mi scot în
Hai o lună, sunt de acord să mișcă și într-o lună. Pentru videoclipul următor, videoclipul ăsta, gen nu ăsta, ăla la altul, vă pregătesc cu mari giveaway, așa că stați geană pe canal și dacă faceți și noi 40 de like-uri la videoclipul ăsta, vă surprind cu un giveaway bombă. După cum vedeți, filmez la o oră destul de matinală, nu-mi stă mie în caracter, dar mă plictiseam și am zis să fac un videoclip. Sunt extrem de mulțumit de canalul meu, adică mi l-am și rebranduit acum cu o nouă poză de avatar și un banner. Mi l-a făcut un băiat David, îi mulțumesc foarte mult pe această cale. Nu, mi se pare extrem de plictisitor, deci nu pot să înțeleg cum mai putea să te plimbi cu prostia asta de elicopter. Modpack-ul aveți la mine pe Discord, unde vă și aștept, suntem 100 de oameni, 105 oameni sau 6 ceva de genul. Am văzut că intră lumea cam în continuu și îmi place chestia asta. Înseamnă că vă place contentul pe care eu îl creez. O să-mi cumpăr și un pachet de anunțuri de la News Reporter. Am încercat să-mi cumpăr unul de... Să-mi cumpăr mai multe pachete, dar am voie doar două și cu anunțuri diferite. Așa că nu e foarte interesant. Dar o să-mi cumpăr eu un pachet de la cu 80 de anunțuri și o să renuiesc așa și tot așa. Dar trebuie să-l găsesc pe băiatul ăla de Eli de la NR Online ca să pot să renuiesc. Dacă nu, nu prea merge duma. Ia mergem ușor. Ușor. Ușor, haide. Gata. Nu pot să cred. Fai, trebuie să-l mai aprovizionez o dată. Da, o să dăm kill că pă. Nu poate fi anulă. Lasă că uite, mă duc eu în bunker și-l anulez. Că nu vreau să fac asta pe tot videoclipul. Gata, am scăpat și de checkpoint-ul cu bunkerul. Da, e o experiență foarte tare. Sper să fac și bani pe viitor. În videoclipul următor o să vă arăt și dacă câți bani produce. Pentru că nu vreau să mă lungesc acum ca să livrez toate alea. Nici n-am chef, de fapt. Cel mai probabil o să apară și o parte a doua a acestui episod, pentru că vreau să aprovizionez bunkerul ăla, pentru că am dat 2kk degeaba, mi-am 2kk în mână, 3kk în bancă și nu prea îmi convine să pierd așa 2kk de pe mană, chit că nu sunt foarte mulți bani. Așa că o să ne revedem data viitoare cu un alt episod, pentru că nu vreau să vă plictisesc tot episodul ăsta cu un bunker, pentru că probabil voi deja știți cum stă treaba, eu habar n-am. Dar nu vreau să vă plictisesc pe voi, așa că eu o să mă duc să-mi continui treaba la bunker și voi o să vă continuați treaba de a vă uita la mine. Vă pup și vă aștept pe Discord, aveți Discordul meu în descriere. Salut! Le punem spatele pe toate. Nu mai plec fața. De ce? Așa, să stai bătă-mătă. Hai, haide. Haide. Urcă. Urcă, urcă, pune ce vor fi ăsta. Hai. Ia dă-te. Cade bombă. Și acum pune și pe javele astea două. Mhm. Hai, fă-te-te în gură, mișcă-te. Ce ai, te grăbești? Da, vreau să mă culc. Ok, trebuie. Și pe asta pune cu spatele cu aia. Ok. Uite, îți place cu aia, nu-i zice. Da, să nu te miști pe aia, pleacă pe aia. Mhm. Mă, gata. Hai să fac thumbnail. Știi care să fie titlul de video, nu? Nu. Am rămas cu mașinile în Germania pe platformă. Cu COVID-19. Gata. Stai, mă, bă, stai să apăși aici. Hai, bine. Ok, nu. Stai puțin. Așa. Gata. Da, sunt de mult.